Bună ziua! În cele ce urmează vom descoperi magazinul online Festo, noul MyFesto. Pentru a accesa acest magazin, trebuie să apăsăm butonul de login. Se deschide pagina cu cele două opțiuni. În cazul în care aveți deja un cont înregistrat, trebuie doar să vă autentificați, dar pentru cazul în care doriți să creați un cont de client MyFesto, mergem în secțiunea de înregistrare. Astăzi vom discuta despre această secțiune. Apăsând butonul înregistrare, deschidem pagina în care vom completa datele noastre de contact și datele companiei pe care o reprezentăm. Este foarte important să vă asigurați că sunteți pe pagina companiei din țara în care vreți să realizați achiziția, în acest caz România. Avem apoi două tipuri de conturi MyFesto. Contul Express, care vă asigură acces doar la fișiere, card și liste de produs, și contul Corporate, Business to Business, care vă asigură accesul la listele de prețuri specifice companiei pe care o reprezentați, la istoricul comenzilor, poate chiar plasarea de reclamații direct în sistem. Aveți foarte multe opțiuni. Aici trebuie să introducem datele de identificare. Un e-mail de serviciu este necesar, deoarece acesta va fi ID-ul dumneavoastră de utilizator Festo. Vom seta apoi o parolă, respectând regulile din partea dreaptă. Mai departe, introducem datele de contact, un număr de telefon, funcția și departamentul în care lucrați la compania pentru care vă creați acest cont. Este foarte important ca în secțiunea date despre companie să treceți numele corect și complet al companiei pe care o reprezentați, numărul de client doar dacă îl cunoașteți, strada și numărul, codul poștal corect și orașul în care este localizată compania dumneavoastră. Pentru un cont corporate aveți două opțiuni. Fie alegeți crearea unui cont corporate business, în care veți avea acces doar la prețuri și la urmărirea comenzilor, bifând prima opțiune, sau bifați a doua opțiune, în care solicitați crearea unui cont corporate full business. Acesta vă oferă și dreptul de a plasa comenzi în numele companiei pe care o reprezentați. Ultima secțiune reprezintă partea de comunicare. Am vrea să știm dacă vreți să păstrați legătura cu noi, prin e-mail, poștă sau telefon. Este alegerea dumneavoastră. Desigur, ne-ar interesa și subiectele pentru care vă putem trimite informări, invitații la diverse evenimente, workshop-uri sau webinarii, sau doar e-newsletter. Pentru a finaliza crearea noului cont, trebuie să bifați aceste două opțiuni. Prima bifă reprezintă acceptarea politicii de confidențialitate și protecția datelor, pe care o puteți, bineînțeles, citi în prealabil. Este disponibil online. Accesând link-ul. A doua bifă reprezintă acceptarea termenilor și condițiilor comerciale Festo, pe care, desigur, le puteți deschide și citi. În final, va trebui să introduceți codul CAPTCHA din imaginea din stânga pentru a ne asigura că sunteți o persoană reală. Apoi, apăsând butonul înregistrare, solicitarea dumneavoastră va fi transmisă departamentului Customer Care și veți primi aprobarea în cel mai scurt timp. Data viitoare, povestim despre funcționalitățile unui cont MyFesto. Mulțumesc! O zi frumoasă!